Șenilata din dotarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri și a intervenit în cele două zile de Cod Roșu și Portocaliu pe Ninsor și Viscol pentru rezolvarea unor situații critice cauzate de vremea nefavorabilă. Astfel, la solicitarea ISU, drumarii au intervenit pentru preluarea unui pacient aflat în stare critică din comuna Mădrăjac și transportarea acestuia la Spitalul Clinic Parhon din Iași. Solicitarea a venit pe fondul înzăpezirii drumului județean 282 de podul Iloaie -Mădârjac. ca urmare a atenționării meteo Cod Portocaliu de vreme nefavorabilă. Ieri, când intrase deja în vigoare acționarea Cod Roșu, venit pentru preluarea patru pacienți dializați în stare critică blocați în comunele Țibana și Țibănești, în condițiile în care drumul județean spre aceste localități era blocat toți patru pacienți au fost transportați până la echipajul medical din localitatea Grajduri, după care au fost transportați la Iași, la Spitalul Parhon. Șenilata de RDP Iași este un model fabricat în anul 2015, dotată cu motor în 5 cilindri și are o lungime de 6,6 metri și o înălțime de 2,3 metri. Poate atinge o viteză maximă de 58 de km pe oră, fiind dotată cu până la 16 locuri cu tot cu platformă.